domnule, un mic ca să tot am de bună ziua, da, ne era dus să jucăm pentru că de asta suntem aici, suntem aici treaba și să ne pregătim în primul rând, să facem de pregătire, care trebuie să creștem intensitatea jocului, să ne cunoaștem oamenii și jucători și de la copii și jucători. Vedem, sperăm să fie bine. Nu e cam lungă așteptarea asta până începe campionatul? Da, e destul de lungă, însă trebuie să ne pregătim, avem nevoie de pregătire fizică, trebuie să începem campionatul foarte, suntem aproape de pleu, este să ne facem treaba pe teren, neapărat să... Super mulțumim! Da, din păcate, starea vremii, alte ori schimbare de planuri ale altor echipe care au care confirmaseră. Asta este, ne adaptăm. Astăzi a fost un antrenament. Mulțumim de cum s-au mișcat? Da, începem să avem viteza de joc așa cum ne-o dorim. Jucătorii au mai multă finețe, mai multă prospețime. Ușor, ușor, cred că ne apropiem de ceea ce ne propunem, ca la primul meci să arătăm să fim 100% din toate punctele de vedere. Au fost două reprize bune, chiar dacă am terminat meciul în 9 oameni, pentru că am avut din nou 2 eliminați, dar trebuie să pregătim și momentele astea, pentru că la Buzău ne-am lovit în situația asta și mă bucur că astăzi ne-am luat gol. Ne-ai certat? E amical, nu i-am certat, dar sincer aveam în cap să planificăm, să jucăm cu un om în minus la una dintre reprizele pe care le mai avem. Tocmai pentru că la Buzău, având un om, de fapt având oameni mai puțin, nu am reușit să... să nu primim gol ușor, nu a reușit să menținem echilibrul pe care îl pierdusem odată cu eliminarea jucătorilor. Chiar și în 9 oameni te poți apăra bine, doar că trebuie să înțelegi că altfel, altele sunt distanțele, altele sunt eforturile. Cred că astăzi, din perspectiva asta, a fost iarăși un alt moment. Vreți să cercăm? Cătălin e un jucător care, am mai spus-o, are un potențial fotbalistic încă neexploatat. Nu stau acum să vă explic din ce motiv și nu face sens. Doar că el s-a pregătit foarte bine în ultimul timp. Eu cred că din punct de vedere fotbalistic are încă multe de demonstrat. Dacă el înțelege că trebuie să schimbe niște lucruri la el, eu cred că poate oferi în acest sezon ceea ce poate ne lipsa. Nu speram.
Nu, atmosfera este foarte bună. Au venit și acești tineri de mare viitor. Trebuie să avem foarte mare grijă cu ei. Sunt niște tineri care au calități, i-am văzut și acum, au jucat dezinvolți. Mi-a plăcut foarte mult și ăsta iarăși un mare câștig al acestui meci pe care l-am avut astăzi. Pentru că tinerii ăștia de care s-a tot vorbit din Academia lui Dinamo, ce a mai rămas din Academia asta, uite că tot produce jucători și eu sunt mulțumit. Dacă vom avea grijă de ei, eu spun că într-un timp, depinde acum de ei dacă mai scurt sau mai lung, se vor până la prima ochi. La mare bucurie că a marcat Cătălin, dar și minge nu a făcut un hat-trick. Păi, Cătălin n-a marcat atâtea goluri nici la antrenament. Dar mă bucur pentru el, sper să-i dea încredere, să-i dea un moral foarte bun. Încă o dată, l-am văzut că a suferit foarte mult la antrenamentele din această parte a sezonului, a tras de el. Poate, dacă totul e bine și e sănătos, el are încă multe de demonstrat. Domnul Cerdan, aici din nou, trebuie să-și cere dizolvarea aplicației pe Cătălin. Sincer, eu am stat de la bun început, am vrut să stau departe de problemele astea ale clubului. Vrem să ne concentrăm strict la ceea ce putem noi influența, iar noi încercăm să ne facem datoria cât putem noi mai bine din punct de vedere sportiv. Restul vom vedea. Sperăm încă o dată. Avem speranța că lucrurile se vor așeza și din punct de vedere juridic. Ce părere aveți despre nou program al fanilor din Dinamo și pentru toți? Am înțeles că s-au donat deja o parte din sumă pentru masterul echipei. Este foarte frumos că există oameni care vor să ajute. Întotdeauna lucrul ăsta e un lucru foarte bun, mai ales că suntem într-o situație în care avem nevoie de cât mai mult Dinamo și să vină alături de noi. Ceea ce pe mine, sincer, nu m-a mulțumit cumva forma în care a fost făcut acest ajutor. Pentru că eu am învățat ceva. La o echipă de fotbal, la un club, câștigăm toți, pierdem toți. Iar modul în care a fost distribuită această sumă către individual, către anumiți oameni, creează cumva, în rândul nostru, unele frustrări sau disensiuni. Tocmai de asta i-aș ruga pe toți cei care doresc să ajute. Noi suntem deschiși și le mulțumim tuturor, dar cred că cel mai important este să se găsească cumva o cale legală și atunci când există o anumită sumă de bani, un ajutor de orice fel, toată lumea trebuie să beneficieze. Organizează o tombolă. Pe rând. Nu organizez o tombolă, dar cred că este... Adică, dacă vrei să faci acte de caritate, în primul rând, trebuie ținute cumva să nu începi să-ți faci cumva imagine pe seama anumitor ajutoare pe care vrei să le faci. Dar, dincolo de asta, gestul lor este unul frumos, doar că, încă o dată, eu cred că aici trebuie să avem în vedere că atunci când faci discreționar anumite ajutoare, deja parcă atunci ai o problemă, eu aș avea o problemă, sincer, cu cei care fac lucrul ăsta. Nu vreau să se întâmple lucrul ăsta. Pe de altă parte, există totdeauna jucătorii care au prioritate, pentru că ei, dacă nu se pot distrăi multe zile, își pot depune memorii. Și de asta, dar de multe ori, sincer, sunt pentru ca oamenii din staff, oamenii care nu au salarii foarte mari, sunt pentru ca ei să, înaintea noastră, să fie remunerați. Ați avut și un mic conflict acum la final de meci cu un domn din tribune? Nu. Nu, se mai întâmplă să avem tensiuni, dar atunci când se termină meciul, hai da, e tot o regulă. Mulțumim!